Foarte bine, mulțumesc. De când, de când ai mai fost la școală? Am picioarele de când ai mai fost pe la școală? De când am fost la școală? Adică să vezi, mă rog, banca, școala, nu știu că profesorii. Fața... Nu zic, de când n-am mai fost în vizită? Mă arată așa de 15 ani, dar cam de mult timp. Cam de mult timp n-am mai trecut pe la școală. Da. Cel mai frumos an din liceu care a fost? A 9, a 10, a 12? Cred că a 12, să știi. Nu? A fost plin, așa. A fost cu de toate. A fost cu de toate. Și cu iubiri și cu despărțiri. A fost cu de toate. Cu și de toate. Cu emoții și cu emoții cu examene. La română și cu emoții în dragoste și cu emoții, da. Foarte bine sună piesa asta. Este despre mulțumesc. Altceva. E un este... fel de Roxana Nemeș. Mulțumesc mult. Într-adevăr, am lucrat și eu, m-am implicat și eu la această piesă foarte mult. Și mă implic în continuare. Sunt așa niște trăiri pe care cred că mulți le-au simțit, au trecut prin ele. Și tocmai de asta am vrut să o scot pentru publicul meu care se regăsește în aceste versuri. Mulțumim că ai trecut pe la noi de 1 iunie, de Ziua Copilului. Roxana Nemeș se găsește pe Facebook-ul Bif de Verified, acolo prindeți mai multe informații și dacă vă întrebați cine e puștoaica din dreapta ecranului, sunt fotografii cu Roxana de când era foarte, foarte mititică și celebra fotografie, nu-i așa, de la hartă din clasa 1, atunci când, nu-i așa, nu știam să scriem, dar țineam toți un stilou în mână. Știam. Noroc că am avut două surori mai mari și m-au învățat să scriu dinainte. Da? Ia uite, domnule, eu n-am învățat printre a patru.